Boala limbii albastre lovește în crescătorii de ovine. ANSVSA a hotărât închiderea târgurilor de animale de pe întreg teritoriul țării în perioada 9 septembrie-5 octombrie 2014 și a impus restricții asupra mișcării animalelor din speciile susceptibile de îmbolnăvire. Oierii români riscă să rămână pe stabulație încă din luna septembrie cu 5,5 milioane de ovine efective pe care crescătorii ar fi trebuit să le comercializeze la export în această toamnă. Pierderile economice la nivel național ar putea fi enorme, depășind 1,7 miliarde de lei. La acestea se adaugă și cheltuielile de întreținere a animalelor nevalorificate. Despre cum sunt afectați crescătorii de ovine de măsurile impuse de autoritățile sanitar-veterinare, am stat de vorbă cu Nicolae Cioranu, președintele Federației Naționale Romovis, prezent la Agriplanta Vest. Din coace de munți, încă nu este o zonă sub control, este o zonă liberă de boala limbii albastre, dar efectul asupra fermierilor noștri crescătorilor de ovine este extraordinar de mare. Extraordinar de mare. Și de ce spun cuvântul extraordinar? Pentru că o parte din crescătorii care obișnuiesc să vândă mielul greu, mielul finisat, mielul greu, sunt afectați datorită faptului că în acest sezon și clar la subiect prețurile au scăzut și bineînțeles că dacă nu vinzi într-un sezon, pentru că deja cum producem mielul mic pentru Paștele nostru, tot așa la sfârșitul lunii, la începutul lunii octombrie este, are loc, au loc sărbătorile musulmanilor, care în această lună ar fi trebuit miei berbecuții să se vândă la prețul cel mai bun. Bineînțeles că asta a căzut peste noi cam, aș putea să spun, nu chiar ca trăznetul, dar să sperăm, cu toate că nu avem mari informații despre următoarea perioadă, despre regulile, despre condițiile care va trebui să le îndeplinim sau prin care va trebui să trecem, dar nu există un pericol mai mare ca atunci când te pregătești pentru o perioadă de vânzare, finisezi marfă și să nu poți să vinzi. Mai nou, năcazul mare este că exportatorii noștri sau cumpărătorii noștri au pretenție ca miei să fie finisați pe stabulație, îngrășați, și vă dați seama, aceste cheltuieli în plus făcute deja, marfa fiind finisată în această perioadă, să nu poți să vinzi, nu știu dacă suntem departe de cuvântul faliment. Deoarece noi ne pregătim pentru iernatul efectivelor matcă și acum să nu poți vinde, să fii în situația când să mai iernezi încă un efectiv de animale fără bani, pentru că cei care au mulți în vara asta știm bine că acei bani se duc pe cheltuielile de vară, pentru fânuri, pentru cheltuielile, tot pentru iarnă, dar nu s-ajung. Și toată lumea acum, în sezonul ăsta, ar vinde pentru s-a pregăti să cumpere furaje, să cumpere cele trebuincioase pentru iernat. Cum vedeți deblocarea situației? Există posibilitatea alocării unor fonduri de despăgubire? Deci Romovisul a făcut niște demersuri către Ministerul Agriculturii cu vreo două zile în urmă. Așteptăm să sperăm că luni sau săptămâna de vine, când domnul ministru îi permite agenda să ne întâlnim cu dumnealui. Bineînțeles că am invitat la discuție și autoritatea sanitar-veterinară pentru a lămuri un pic lucrurile, că nu se poate. Deci nu poți să stai așa, să nu știi măcar, dom'le, la ce să te aștepți. Ori autoritatea, părerea mea că face o mare greșeală, că dacă a lansat
sau dacă a fost nevoită să lanseze această boală sau această informație de care ne apasă boala limbii albastre, ar fi trebuit să iese pe toate posturile să ne și lămurească ce urmează. Pe această lipsă de informații eu sunt tare supărat. Pentru că nu ți-e tot una, v-am spus, am un număr de animale pe grajd, mănâncă de 3 luni de zile și acum să mă coste falimentul, totuși părerea mea că și informația s-ar mai lua din greutate. Ai ști cum să îl asezi, așa stai așa. Dacă anul acesta ați fi reușit să eliminați din fermă reformele mai devreme, poate că acum nu v-ar fi afectat atât de mult această epidemie a bolii limbii albastre. 2014, părerea mea că noi o să-l ținem minte, dacă se blochează totuși vânzarea mieilor, pentru că toate s-au adunat. Acum nu știu, nu cred, nu pot să iau în calcul că cineva din Ministerul Agriculturii a știut că vine limba albastră și hai să îi împingem și coi ca să terminăm oierii din România. Nu cred, e departe de mine gândul, dar la necaz omul se duce în orice cotlon cu gândirea. Da, bineînțeles, nu o luăm în calcul, ne-ar fi fost mult mai ușor. Mult mai ușor. Și repet, mult mai ușor, pentru că dacă măcar reformele le aveam vândute, era o, să zicem, o dăsagă din spatele nostru, n-ar mai fost în spate, ar fi fost jos.